În data de 29 mai, ora 18, Societatea de Transport Public Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Muzică și Teatru Timișoara, îi invită pe cetățeni la un eveniment extraordinar dedicat muzicii tradiționale din Banat. Locația unde se va desfășura evenimentul este tramvaiul platformă din Piața Unirii. De asemenea, protagoniștii serii vor fi Ciota Alexandra, David Popovici și Emilio Balos. Toți locuitorii Timișoarei și nu numai sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a se bucura de frumusețea și autenticitatea muzicii tradiționale bănătării interpretată cu pasiune și talent de studenții Timișoreni.